Domnilor și domnilor, bună seara! Mă bucur să ne revedem. Am deplâns adesea, în cadrul emisiunilor noastre, lipsa, măcar parțială, a dezbaterilor reale, profunde, cu sens, despre direcția europeană a României, dezbateri care să pornească din chiar interiorul țării, inițiative ale conaționalilor noștri. Ei bine, astăzi, în prima parte a emisiunii, vom vedea că nu orice speranță e pierdută. Pe data de 25 octombrie, așadar luni, va debuta forumul Eurosfat, care pe parcursul a 5 zile va organiza 9 sesiuni cu numai puțin de 55 de vorbitori, oferind astfel publicului larg posibilitatea de a dezbate câteva teme europene foarte relevante pentru România și nu numai. Vom discuta în prima parte a emisiunii despre acest eveniment cu Tana Foarfă, organizatoare și directoare a Europuls, Centrul de Expertiză Europeană. În partea a doua a emisiunii vom încerca o serie de răspunsuri cu privire la criza energetică. Astăzi, Consiliul European a cerut Comisiei Europene și statelor membre să adopte rapid măsuri pentru atenuarea efectelor creșterii prețurilor la energie și pentru stabilizarea acestei piețe. Despre ce măsuri poate fi vorba și, în general, ce înseamnă această criză pentru noi, sunt informații prețioase pe care le vom obține de la Ancasinea, cercetător în cadrul Centrului pentru Studiul Democrației din Cluj. În finalul emisiunii vom afla despre o inițiativă inedită, dar binevenită aici pe malul Someșului. Cetățenii străini stabiliți în Cluj, unii de foarte mulți ani și foarte cunoscuți, își dezvăluie dragostea față de urbea noastră, dar propun și soluții pentru îmbunătățirea vieții aici și în România în general, într-o serie de interviuri sub titlul Expați în Cluj. Vom discuta despre acest proiect cu Ingo Teghe, directorul Centrului Cultural German din Cluj-Napoca. Le luăm însă pe rând. Tana Foarfă, bună seara, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine ați venit la TVR Cluj. Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Discutăm despre forumul Eurosfat, un nume cât se poate de inspirat, aș spune, dar în același timp trebuie să și recunoaștem faptul că în România, nu de ieri de azi, apetitul pentru dezbateri, pentru discuții, a cam dispărut și în același timp am putea să spunem și că astăzi de obicei mulți mai degrabă vor să se facă auziți și mai puțin să asculte. În acest context în care ne aflăm astăzi în România și în general în lume, ce propune Eurosfat și nu propune doar de ieri de azi, ci de 9 ani, dacă bine știu aceste informații? Vă rog. Exact. Forumul Eurosfat a fost o inițiativă care s-a creat la Bruxelles, de fapt, de un grup de tineri care erau studenți sau deja lucrau în afaceri europene și care și-au dat seama că, într-adevăr, cum spunea și dumneavoastră, apetitul pentru modul acesta de a discuta despre agenda europeană și aducerea, de fapt, agendei europene în Bruxelles este la un nivel destul de mic. Și atunci, în acest efort de a educa cetățenii, în a se informa despre ce se întâmplă la nivel european, în a-și forma opinii, a apărut această inițiativă de a lansa un forum sau o serie de dezbateri, așa cum a fost la început, despre temele europene care ar fi de interes pentru România. Însă, sigur, dacă păstrăm ideea doar din această perspectivă, nu pare ceva spectaculos. Ceea ce este unic la forumul Eurosfat este că românii, cetățenii români au ocazia să discute cu experți de la nivel european, cu reprezentanți de-ai lor în Parlamentul European, cu tehnocrați din Comisia Europeană care sunt foarte bine pregătiți în domeniile lor și să afle fără ocolișuri, fără dezinformări, ce se întâmplă exact la Bruxelles în acest exercițiu de a aduce Bruxelles mai aproape de România, dar și de a aduce părerile cetățenilor români de Bruxelles, care este adesea acuzat că rămâne în bula proprie și nu acordă atenție și părerilor cetățenilor. Asta facem deja de 9 ani, într-adevăr, deci anul acesta Eurosfat se află la a noua ediție. Europuls, acest centru de expertiză europeană, ONG-ul care organizează forumul Eurosfat, este deja creat din 2010 și s-a tot extins de atunci, având ocazia ca la acest forum Eurosfat să aducem la oaltă
nu doar reprezentanți de seamă, ci și să producem momente unice, noi cel puțin așa considerăm, în istoria politică a României. Și o să vă dau două exemple, dacă doriți. În ultimii ani, în 2019, de exemplu, când au avut loc alegerile europarlamentare, la Eurosfat am reușit să aducem la sesiunea plenară principalii candidați de pe toate listele partidelor politice din România. Bineînțeles, cei care au acceptat, pentru că au fost câteva exemple de reprezentanți care nu au dorit să vină, să discute direct cu cetățenii și să discute neînsemnând, cum spunea și dumneavoastră, doar să vină și să-și prezinte discursul de candidat sau de cap de listă, ci să răspundă exclusiv la întrebări. Și asta este frumusețea acestor dezbateri, pentru că voluntarii noștri și tinerii și experții care pregătesc aceste dezbateri și le moderează, nu-și doresc neapărat să aducă vorbitorii și să le ofere cadrul în care doar să-și spună cuvântul de introducere și cam acolo să ne limităm și la final toată lumea este de acord și este mulțumită, ci din contră să reușească să creeze niște reacții, să poată să ofere răspunsuri pertinente la întrebările care sunt puse în timp real în cadrul acestui forum. E o inițiativă lăudabilă, o spun cu subiect și predicat, cu atât mai mult cu cât astfel de inițiative și, în general, dezbaterea despre Uniunea Europeană este destul de sărăcăcioasă în România. Înainte însă de a discuta despre ediția de anul acesta, vreau să vă întreb, pentru că aveți o perspectivă mai largă asupra acestui subiect, de ce credeți că e atât de rar să vedem reprezentanții ai tuturor partidelor politice, decidenți în general, care să împartă aceeași scenă, să-și prezinte punctele de vedere și să ia întrebări din public, fie că discutăm despre offline, fie că discutăm despre online acum odată cu această pandemie, pentru că în Uniunea Europeană, în foarte multe, dacă nu în toate statele europene, astfel de manifestări sunt destul de dese. Nu la ordinea zilei neapărat, dar sunt destul de dese. Ce lipsește României din acest punct de vedere? Vă întreb, repet, pentru că dumneavoastră aveți o perspectivă odată în timp, dacă e să privim faptul că sunt 9 ediții cu ediția de anul acesta, dar aveți și o perspectivă geografică asupra lucrurilor, adică vedeți ceea ce se întâmplă în fiecare țară, nu doar strict în cazul României. Da. Ca răspuns scurt, ce se întâmplă este că există o decuplare foarte mare între reprezentanții politici și cetățeni. Iar această decuplare cumva asigură pentru unii reprezentanți politici și un anumit confort, pentru că, desigur, este mult mai simplu să mergi într-o instituție publică, fie că vorbim de nivel european sau nivel local, și să rămâi acolo pe durata mandatului tău și să nu trebuiască neapărat să interacționezi ca să dai socoteală, cum s-ar crede, da, într-o primă fază, că vii în fața cetățenilor și dai socoteală pe ce ai făcut în, nu știu, pe durata acelui mandat sau pe durata, în fine, perioadei în care îți desfășori activitatea. Și această percepție, de fapt, s-a perpetuat foarte mult timp în rândul decidenților politici din România, care au preferat, într-adevăr, să își ia această zonă de confort și această delimitare, tocmai pentru a-și promova diversele politici, diversele agende și a nu trebui să vadă că nu sunt validați de către cetățeni. Lucrurile însă s-au schimbat și cumva societatea civilă a reușit în ultimii ani, cu eforturi uriașe, trebuie să vă mărturisesc, să convingă, să-i determine sau să ofere această presiune necesară ca decidenții politici să vină și să-și asume că vin în fața cetățenilor și că le răspund la întrebări. Și, într-adevăr, exact ceea ce vă întrebați noastră, ne întrebam și noi în 2018, când chiar ne uitam uimiți cât de greu ne este să aducem toți liderii de partide politice la aceeași masă. Am reușit într-un final, dar ni s-a reamintit practic că nu s-a mai întâmplat acest lucru de la declarația de la Snagov. Ceea ce este
sau a fost un moment foarte tulburător pentru noi, adică nu din prisma realizării noastre că am reușit să-i aducem la aceeași masă, ci exact ne întrebam același lucru, de ce a fost nevoie de atâta timp și de atâtea eforturi pentru a realiza acest lucru. Deci cred că acesta ar fi răspunsul, cum să zic, care să contextualizeze un pic motivarea din acea perspectivă. Pe de altă parte, dacă vorbim din perspectiva cetățenilor, ei sunt foarte dornici să interacționeze cu decidenții politici, ceea ce este un lucru absolut firesc, dar pe de altă parte, în momentul în care li se oferă ocazia, intervine și un alt factor. Oricum nu am încredere în ei. Oricum nu vor face acele lucruri, oricum ei au altă treabă la Bruxelles sau în România. Deci cumva și de partea aceasta, faptul că nu s-a unit, nu s-a consolidat această relație între decident și alegător, a dus la această ruptură care într-adevăr are consecințe foarte mari și supune persoanele care încearcă să facă astfel de activități și, mă rog, de a realiza și a mișca înainte, a duce înainte anumite politici, să fie foarte, foarte dificil. Deci, doamna Foarfă, ceea ce spuneți este că scoateți politicienii din zona lor de confort, ceea ce nu poate să fie decât foarte bine și pentru ei, dar mai ales pentru cetățeni și pentru cei interesați de astfel de evenimente. Spuneți-ne, vă rog, cum scoateți politicienii din zona de confort cu ediția de anul acesta? Care sunt temele principale? Care sunt panelurile pe care le-ați pregătit? Și invitații, pentru că vreau să fac această precizare. Forumul Eurosfat va avea loc online, ceea ce înseamnă că oricine, de oriunde, poate să urmărească aceste dezbateri. Iată, vedem și afișul principal al evenimentului de anul acesta. Așadar, teme, paneluri, invitați. Desigur. În primul rând, doar ca să specific toate detaliile, pentru că siguranța nu o să pot eu să le acopăr pe toate, se găsesc pe site-ul www.eurosfat.ro și acolo există tot programul împreună cu toți vorbitorii și, bineînțeles, cu posibilitatea de a vă înscrie și de a participa virtual la forum. Apoi să trecem puțin prin program. În fiecare an noi avem o temă generală pe care încercăm să o promovăm. În 2019, desigur, a fost tema alegerilor europarlamentare, în mod evident. Anul acesta am legat cumva Forumul Eurosfat cu conferința privind viitorul Europei, adică acea inițiativă realizată la nivel european, care prevede ca cetățenii tuturor statelor membre din Uniunea Europeană să poată să facă exact acest exercițiu democratic pe care îl realizăm noi în România, de fapt, de a discuta și de a propune ce anume își doresc ei la nivel european pe diversele politici. Și atunci, cumva, așa se mulează și Forumul Eurosfat. Sesiunea plenară, de exemplu, vrea să ofere o perspectivă ușor diferită a modului în care percepem viitorul Europei. Se intitulează Viitorul Europei la feminin, probabil veți ghici despre ce este vorba, dar ne-am legat foarte mult de faptul că am citit un studiu lansat de EFOR, care a fost realizat în parteneriat cu Fundația Friedrich Naumann, care vorbește despre reprezentativitatea femeilor în politica din România și există, desigur, și alte studii care îl complementează cu reprezentativitatea femeilor în politică în Uniunea Europeană în general, iar cifrele sunt destul de triste, vă recomand să citiți și pentru cei care ne urmăresc acest studiu. Și am vrut, practic, să oferim o perspectivă a unor vorbitoare care se află în poziții cheie la nivel înalt și care să ne spună nu doar despre realizările lor profesionale, ci să ne spună exact despre acele obstacole de care s-au lovit în cariera lor politică. Pentru că există foarte multe tinere care sunt studente și își doresc să aibă o carieră politică, dar nu au curajul pentru că stereotipurile pe care le avem, și trebuie să mărturisesc că cu unele dintre ele m-am confruntat și eu, încă duc la acea lipsă de încredere în sine. Așa că prima sesiune, sesiunea plenară, avem o deschidere din partea ambasadoarei Republicii Slovene în România, urmat apoi de o dezbatere deschisă împreună cu președinta Senatului Anca Dragu, cu reprezentanța Comisiei Europene în România,
cu Iulia Matei, secretarul de stat pentru afaceri europene, și cu un deputat al Parlamentului Republicii Moldova, pentru că, de ce nu, vrem să vedem și perspectiva de dincolo de Prut. Această sesiune de deschidere, dacă îmi permiteți, mi se pare a fi un fel de statement pentru întreg evenimentul, o bornă pe care o setați, astfel încât un semnal de alarmă pe care îl folosiți, dacă bine am înțeles, dacă bine interpretez programul pe care am reușit eu să arunc un ochi. Da, este just. În fiecare an, într-adevăr, sesiunea plenară s-a dorit să fie principalul mesaj care este dat de acest forum, iar anul acesta, exact asta vrem să arătăm, că Europa este ambițioasă, este puternică și este capabilă să aibă reprezentante profesioniste și care își asumă și au curaj. Și exact asta ilustrează. Apoi avem, desigur, cuplarea României cu tot ce înseamnă provocările la nivel european și mă refer aici, desigur, la principalele două tranziții pe care trebuie să le realizăm în următorii ani, adică tranziția verde și tranziția digitală. Discutăm aici de conectarea României la viitorul digital european și vom discuta cu reprezentanți din Parlamentul European, de exemplu cu Dragoș Tudorache, care este președinte al Comisiei de Inteligență Artificială din Parlamentul European. Avem de asemenea o membră din cabinetul comisarului Margrethe Vestager, adică comisara care este responsabilă ca vicepreședinte executiv pe politici digitale. Și avem, de asemenea, dincolo de acești decidenți politici, atât la nivel european, cât și persoane din Parlamentul României, îl avem pe George Tuță din Camera Deputaților și pe secretarul de stat Iulian Vasile Popescu de la Ministerul Cercetării. În antiteză cu ei, ca să spunem așa, sau în complementaritate, de fapt, avem și reprezentanți ai mediului de afaceri, pentru că nu putem vorbi de viitorul digital doar din mediul public, soluțiile vin cu siguranță din mediul privat, iar aici avem alături de noi pe UiPath, pe MAG, pe Glovo, adică principalele companii care reușesc să împingă totuși această agendă digitală. Ar fi bine totuși să nu menționăm numele sponsorilor sau ale partenerilor comerciali, dar cert este că sunt nume importante din industrie în general. Desigur. Urmează apoi o agendă pe partea de tranziție climatice și pe neutralitatea climatică, unde de asemenea avem reprezentanți din societatea civilă, avem reprezentanți din Parlamentul European și reușim de asemenea să discutăm și cu cercetători care să ne ofere soluții exact pe ceea ce menționați dumneavoastră mai devreme în introducere, pentru că unul din subiecte va fi într-adevăr criza prețurilor la energie, deci dorim să vedem nu doar ce propune Comisia Europeană ca toolbox, ei au lansat deja practic o serie de elemente de informații sau de măsuri pe care ar putea să le ia statele membre pentru atenuarea efectelor asupra consumatorului, dar vrem de asemenea să aflăm și cum am putea noi concret să complementăm aceste măsuri de la Comisia Europeană, de la cercetători la nivel european și din România. Apoi, pe celelalte zile, deci de marți până vineri, vom avea de asemenea dezbateri care se vor desfășura în jurul altor subiecte care sunt, bineînțeles, legate de acestea. Vorbim despre viitorul muncii, pentru că trebuie să vorbim despre tineri, trebuie să vorbim despre felul în care ei au fost afectați de pandemie și vedem foarte clar acest lucru din perspectiva sistemului de educație. Și aici o să discutăm foarte îndelung, sper, cu reprezentanți care să ne poată oferi soluții despre cum facem această conexiune între tot ce înseamnă mediul educațional și ce înseamnă piața muncii, pentru că la noi există un decalaj destul de mare. Urmează apoi o dezbatere despre cooperarea transatlantică. Este foarte important să ne uităm nu doar la politicile naționale, dar și la interesele noastre pe agenda politicii externe, unde suntem foarte nerăbdători să vedem cum ne-am putea dezvolta și economia, dar și industria într-o colaborare transatlantică. Și, nu în ultimul rând, două inițiative destul de interesante pe care le avem. Vorbim despre prioritățile societății civile în cadrul conferinței privind viitorul Europei, pentru că ne dorim să aducem totuși vocea societății civile mai aproape de Uniunea Europeană. Ne-am lansat o serie de consultări în acest sens pe durata pandemiei, iar acum vrem practic să îi aducem aproape și să prezentăm alături de ei manifestul pe care l-am pregătit cu toate concluziile.
Avem, bineînțeles, și o altă dezbatere care cumva îmbină cele două tranziții de care vă spuneam, de sustenabilitate și digital, tocmai pentru a trage câteva concluzii și pe baza primelor două dezbateri de la începutul zilei, perioadei de Eurosfat. Și, bineînțeles, în ultimul rând, avem dezbaterea pe sistemul judiciar din România, o dezbatere pe care o avem în fiecare an și pe care vom continua să o avem de fiecare dată, însă anul acesta este cu atât mai important pentru că vorbim despre reformele sistemului juridic care vor fi incluse și dezvoltate cu ajutorul PNRR-ului. Sunt teme foarte importante, sunt teme grele. Programul este unul intens și dens din ceea ce ne spuneți dumneavoastră. Aș vrea în același timp, pentru că e un proiect ambițios și toate proiectele de această natură, toate proiectele Eurosfat de anii precedenți au fost ambițioase. Cum a schimbat pandemia, dacă a schimbat în vreun fel, modul de lucru, pregătirea acestor evenimente? Care au fost provocările majore cu care v-ați confruntat? Așa, cred că ar fi interesant să menționați câteva dintre aceste provocări. Desigur. Europuls are o organizare unică, în sensul că suntem experți care lucrăm în instituțiile europene sau în diverse organizații de la Bruxelles, dar și reprezentanți din diverse medii de la București care doresc de asemenea să se specializeze cu ajutorul acestei organizații care le pune la dispoziție tot ceea ce putem să punem la dispoziție pentru dezvoltarea lor. Și așa că noi deja de dinainte de pandemie lucram în acest sistem hibrid în care puteam să organizăm evenimente atât la Bruxelles cât și la București, în care ne înțelegeam foarte bine într-un mediu online și puteam să dezvoltăm fără probleme tot felul de proiecte împreună, conectându-ne așa. Deci din perspectiva aceasta nu pot să zic că s-a schimbat ceva notabil. Însă dificultatea a fost într-adevăr în a putea să asigurăm atractivitatea dezbaterilor în mediul online. Pentru că, sigur, nu există la fel de mare interes, nu există o conexiune, tocmai ca să fac și această analogie, între vorbitori și participanți în mediul online. Și atunci, dată fiind multitudinea de ședințe, de reuniuni și de tot ceea ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi, care toate s-au mutat în online, forumul Eurosfat, practic, sau toate dezbaterile de la Europol se adăugau la această serie de intervenții online. Și atunci, oamenii să rămână conectați la o dezbatere timp de o oră și jumătate, era într-adevăr o provocare, mai ales pentru moderatorii noștri care încercau pe cât posibil să aibă o discuție animată, o discuție care să ofere totuși interes și să țină oamenii interesați până la capăt. Deci aceasta a fost o provocare extrem de mare. Așadar, apropo de reziliență, că e tot un cuvânt la modă, pandemia a venit cu anumite provocări, dar nu v-a prins pe nepregătite, pentru că aveați deja acest exercițiu. Doamna Foarfă, foarte mult timp nu mai avem la dispoziție și din nou aș vrea să profit de expertiza dumneavoastră în acest domeniu și de modul în care înțelegeți direcția în care, îmi vine să spun, în care pedalează, că și ăsta e un cuvânt la modă, Velo și alte asemenea, Uniunea Europeană. Proeuropenism, euroscepticism, foarte pe scurt. Am văzut relativ recent diferite studii, sondaje cu privire la atitudinea generală din România cu privire la Uniunea Europeană. Unele cifre nu sunt neapărat îmbucurătoare. Sunt români care se declară a fi sceptici cu privire la statutul nostru de membri ai Uniunii Europene. Cum vedeți dumneavoastră, foarte pe scurt, această situație? Da, desigur. Pentru că ceea ce faceți dumneavoastră, îmi cer scuze, vreau să subliniez asta, e un eveniment și e mai mult decât atât, un manifest, îmi vine să spun, pro-european, clar, nu există niciun dubiu din acest punct de vedere. Deci cum citiți dumneavoastră cifrele acestea alarmante care apar în anumite sondaje? Da, absolut. Într-adevăr, ne-am uitat și ne uităm de fiecare dată pe, în special pe Eurobarometrul realizat de Comisia Europeană, care ne oferă aceste cifre la intervale regulate. Ultimul Eurobarometru pe care l-am avut în primăvară
arăta într-adevăr o tendință de scădere a acelui procentaj cu aplomb, da, pe care l-avea România recent, pentru că nu de foarte puține ori ne lăudam că suntem cea mai pro-europeană țară din continentul european. Am văzut de asemenea că a fost lansat un sondaj după acesta, deci undeva în toamnă, dacă nu mă înșel, de fapt în vară, mă scuzați, în care respondenții chiar spuneau că români spuneau că ar fi dispuși să renunțe la Uniunea Europeană în fața intereselor naționale. Bine, cumva întrebarea, nu știu dacă era neapărat formulată sau nu cu acest scop, dar ideea este că aceasta a fost concluzia care am văzut că s-a propagat destul de mult în presă. Și este îngrijorător pentru că arată foarte clar că există o discrepanță între percepția pe care românii în general o au despre Uniunea Europeană și informațiile pe care le au despre Uniunea Europeană. Pentru că, pe de o parte, românii sunt optimiști că viitorul Uniunii Europene este unul bun, în proporție de 70% în eurobarometrul din primăvară. Însă, cu toate acestea, în momentul în care ne uităm la cifrele despre care vă vorbeam, ar fi dispuși să renunțe cumva la anumite beneficii dacă ar fi vorba de interesul național. Și asta ne arată că noi, ca români, în continuare, nu înțelegem în totalitate ce înseamnă Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este doar, sau reprezintă doar aceste beneficii pe care ni le oferim, deci fondurile europene fiind primele, însă când vine vorba de responsabilități, cumva dăm înapoi și ajungem într-adevăr la niște cifre pe care le-am văzut cu toții. Și da, este un fenomen care ne îngrijorează, nu atât de mult, aș putea să spun acum, pentru că în continuare mi se pare că suntem și ne menținem pe linia pro-europeană, dar este adevărat că cifrele au scăzut în ultima perioadă și pe baza, mă rog, a ceea ce s-a întâmplat recent, valului pandemiei și crizei economice, desigur că aceasta a augmentat această scădere. Da, sperăm că proiecte precum Eurosfat vor contribui la sentimentul pro-european al românilor și nu doar al românilor. Tana Foarfă, mulțumim foarte mult că ne-ați oferit aceste detalii și vă dorim mult succes cu Eurosfat. Vă urmărim cu mult interes. O seară plăcută! Mulțumesc și eu! La revedere! O seară bună! La revedere! Domnilor și domnilor, noi continuăm discuția noastră. Așa cum menționam la începutul emisiunii, discutăm despre criza prețurilor din energie. Discutăm despre acest subiect cu un expert din Cluj, de la Centrul pentru Studierea Democrației, Anca Sinea. Anca, te salut, mulțumesc că ai acceptat invitația. Mulțumesc tare mult pentru invitație și vă salut și eu pe voi și pe telespectatorii voștri. Hai să vedem, pentru că în această perioadă se discută foarte, foarte mult și e legitimă această dezbatere despre prețurile la energie. Am văzut în presă foarte multe informații, unele contradictorii. Hai să o luăm așa didactic aproape, dacă putem. De unde a început toată această poveste? Care sunt cauzele care stau la baza întregii discuții și a creșterii prețurilor? Da, încercăm să o luăm didactic, încercăm să numim o parte din factorii care au generat această criză. Poate că nu îi vom acoperi pe toți, însă merită precizați câțiva. Cred că conceptul de criză este foarte ușor de asociat cu diferite fenomene care se întâmplă la nivel global în momentul de față. Mai multe crize, criza pandemică, în special care a tulburat Uniunea Europeană, mă rog, întreaga lume în ultimul an și jumătate. Pare că la nivel global există un reviriment. Deci o criză care a antrenat nu doar resurse medicale până la urmă, dar și resurse financiare importante și care a provocat piețele, pare să se finalizeze și să se finalizeze cu un consum crescut. Acest consum crescut a produs și cerere crescută de gaz, motiv pentru care prețurile au crescut la gaz. Deci pare că suntem într-o criză care se suprapune unei alte crize asupra căreia se dezvoltă o altă criză, nu mai știm ce să credem. Adică ni se pare că acea normalitate cu ghilimele de rigoare și cu sensurile largi pe care le are acest concept e foarte departe de noi. Adică și în energie avem o criză, se întreabă unii.
Este o situație foarte complicată. Ne amintim încă din primăvara anului trecut, deci în 2020, când activitatea economică efectiv a fost blocată în România și în Europa și în întreaga lume, efectele nu au întârziat să apară după aceea și s-au înlănțuit oarecum de o piață la cealaltă, la producție, la rezultate. Statele au intervenit tot mai puternic în economie să încerce să balanceze și cu toate acestea criza s-a produs. Este puțin probabil să mai putem separa aceste crize una de cealaltă într-o lume atât de globalizată în care ne aflăm acum. Și da, sigur, o criză o atrage pe cealaltă și lucrurile se complică într-un mod înlănțuit. Din păcate. Bun, deci criza prețurilor în energie vine ca urmare sau a fost potențată în orice caz și de criza sanitară și de această pandemie. Se discută și despre sărăcie energetică. E un concept și acesta relativ nou, cel puțin în spațiul public. Cum se manifestă această sărăcie energetică în cazul României? Adică vom fi din ce în ce mai puțin capabil să plătim taxele, impozitele care vin odată cu iarna care dă târcoale deja. Da, deci sigur, deci crizele produc aceste efecte. Din păcate, aceste evenimente nedorite se răsfrâng asupra populației, asupra noastră, ca și consumatori. În final, Cam asta este sensul, acesta este direcția consumului de energie, nu? Să ne servească nouă ca și consumator, ca să ne putem duce la îndeplinire, cum să zic, existența noastră de zi cu zi, folosindu-ne de energie. Ei bine, energia nu este deși este un lucru firesc pentru toți, pentru fiecare dintre noi, nu este neapărat o resursă foarte accesibilă pentru toți. Conceptul de sărăcie energetică nu este un concept neapărat nou în politică, nu este în politica europeană, în documente de politici europene, în strategii europene. Este un concept care s-a dezvoltat în ultimii 10-12 ani foarte bine și apare în documentele europene, însă a devenit o prioritate în ultimii ani, în principal după finalizarea procesului de integrare a pieței energetice din 2015. Propriu-zis, ce înseamnă sărăcie energetică? Este incapacitatea consumatorilor de a-și acoperi nevoile de energie de zi cu zi la prețuri accesibile. De obicei, când vorbim despre conceptul de sărăcie energetică, ne oprim la sărăcie și punct. Sigur, o mare parte din elementele de sărăcie sau din factorii care determină sărăcie energetică sunt veniturile. Motiv pentru care conceptul acesta ne preocupă în mod deosebit în această criză. Pentru că, iată că am amintit criza pandemică, care a dus la scăderea veniturilor multora dintre noi. Ne gândim acum și la creșterea prețurilor, care va avea un efect suplimentar asupra bugetelor de familie, care va rezulta într-o putere de cumpărare la nivelul populației în scădere. Dar asta acum, se întâmplă, Anca, asta se întâmplă sau se va întâmpla pe termen scurt? Există în crizele economice acea evoluție în V, spun unii specialiști, adică vine o criză, scad veniturile, cresc apoi ușor veniturile, își revin într-o formă sau alta. În această situație ne vom regăsi într-o situație similară sau care este direcția pe termen lung? La ce ne putem aștepta pe termen lung din acest punct de vedere? Se speră ca evoluția să fie similară în V și în contextul acesta. Se speră ca efectul sau fenomenul acesta să fie unul de termen scurt și odată cu venirea anotimpului cald, oarecum criza să se aplaneze și impactul pe care această criză are asupra bugetelor noastre să se reducă. Însă există o notă bene, o notă de subsol aici, că factorii care generează, și noi am vorbit doar de un singur factor, dar factorii sunt multipli care au generat criza aceasta, sunt atât de complexi încât este posibil ca în următorii ani să ne reîntâlnim din nou și din nou cu forme ale acestui tip de criză. Ok, deci ceea ce spui este că ar trebui într-un fel sau altul să ne obișnuim cu
aceste probleme. Dar sper că nu. Sper că nu ar trebui să ne obișnuim cu aceste probleme. Sper însă că există voință politică, angajament politic, da, ca să producem niște măsuri capabile să prevină aceste fenomene. Asta vreau să te întreb și asta e important și pentru telespectatori, cu certitudine. Mai ales pentru că unii deja au văzut prețul la energie, negru pe alb. Aș vrea să te întreb, ce pot guvernele să facă din acest punct de vedere și dacă există modele de bune practici, pentru că nu e o criză doar în cazul României. Există la nivelul întregii Europe o problemă similară, dacă nu identică. Există modele de bune practici sau dacă nu există, ce ar putea să facă guvernul României din acest punct de vedere? Sigur, guvernele au început, deci din momentul în care criza a început să se manifeste și să se resimtă, și vreau aici să atrag atenția asupra unui lucru, apropo că am vorbit despre sărăcia energetică, la noi în România, deci unul dintre indicatorii care sunt probabil relevanți pentru situația aceasta de creștere a prețurilor, 10% din buget este alocat, da, deci indicatorul de 10% se numește indicatorul care măsoară, unul dintre indicatorii care măsoară sărăcia energetică, adică acei cetățeni care plătesc din bugetul familial mai mult de 10%, da, pe energie. Cetățenii care se încadrează în categoria aceasta depășesc 45% în România. Și, atenție, prețurile vor crește, alocările din buget vor fi mai mari, deci ne așteptăm la o creștere a acestui procentaj. Deci, atenție, suntem aproape jumătate din populația țării care se încadrează în această categorie de sărăcie energetică, conform indicatorului acestuia. Ei, efectele acestea au fost identificate de statele membre încă de ceva vreme, da, de ceva săptămâni, și au început să producă măsuri. Se întâmplă lucrul acesta și la noi. A început să existe un dialog, da, între statele membre să schimbe bune practici și abia în urmă cu câteva zile Uniunea Europeană a venit cu un set de măsuri recomandate, bazate pe bune practici. Printre care sunt acestea? Măsuri, care sunt câteva, da, dintre aceste măsuri pe care le-a recomandat, pe, da, care le-a elaborat executivul european? Și pe care le-au implementat diferite state membre, inclusiv statul nostru. Unul dintre acestea este plafonarea prețurilor la energie. Atenție! Dar acestea trebuie făcute pe un termen limitat de timp, o durată limitată de timp și adresate specific categoriilor de populație, pentru a nu da peste cap piața de energie. O altă măsură sunt plățile sociale. Adică ceea ce se alocă consumatorilor de la buget pentru a compensa, da, compensa pierderile din bugetul familial. Alte măsuri sunt prohibiția de la deconectare, care apare și în normele care au fost adoptate săptămânile trecute de statul nostru. Acestea sunt măsuri pe termen scurt, cum vorbeam. Interesul nostru nu este acela de a ne afla în permanență într-o situație de termen scurt, mai ales că anticipăm că probabil și la toamnă situația se va repeta. Și am dori ca să avem viziune de termen lung. Și ce presupune această viziune de termen lung? Adică, am înțeles, reparăm situația pentru următoarele luni, dar de acolo încolo, tocmai pentru că suntem în logica pe care ne-ai descris-o până în acest moment, ce se poate face pe termen lung? Uniunea Europeană s-a ancorat foarte tare în acel Green Deal, care presupune transformare tehnologică a Uniunii Europene, îmi cer scuze, transformare și axare pe dezvoltarea de resurse mult mai sustenabile, care să fie mult mai aproape de consumator. Deci, oarecum scoase din zona de comerț internațional în care impactul asupra prețurilor este în lanț, deci cât mai aproape de cetățean. Și sigur, un alt element de foarte mare importanță este acela de Renovation Wave sau valul de renovare, acea inițiativă a Uniunii Europene de care
de a sprijini un proces de îmbunătățire a calității locuințelor, a eficienței energetice, pentru că asta poate să aducă cu sine o reducere a consumului casnic. Să nu uităm, Uniunea Europeană de mult subliniază faptul că cea mai mare resursă, cea mai importantă resursă energetică a Uniunii Europene este acea resursă pe care deja o avem și aceasta este eficiența energetică. Deci modul în care statele membre decid să aibă viziune în direcția producerii de eficiență, investirii în, de resurse în eficiența energetică pe de o parte și a transformării tehnologice pentru a atrage și a construi surse regenerabile sunt importante. Deci, voi la Centrul pentru Studierea Democrației ați realizat o serie de studii cu privire la acest subiect și aveți o imagine de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă în România. Și pentru că ai menționat acest Green Deal sau Pactul Verde European, au fost destul de multe voci în spațiul public din România care și-au manifestat rezervele cu privire la modul în care România va reuși efectiv să implementeze prevederile acestui pact. Aici, sigur că sunt multe explicații. Care e perspectiva ta asupra acestui subiect? Putem sau sunt povești foarte frumoase, corecte din toate punctele de vedere, dar teoria ca teoria, practica ne omoară. Cum privești tu lucrurile acestea, având în vedere expertiza ta în domeniu? Cred că este nevoie de foarte multă voință politică, pe de o parte, și pe de altă parte este nevoie de expertiză. Expertiză care există și care pe baza voinței politice să fie atrasă. Există câteva neajunsuri pe care noi le avem cu privire la strategia Uniunii Europene sau strategia la care ne-am angajat în raport cu Uniunea Europeană de sustenabilitate și de transformare a pieței de energie pe care o avem. Provocările acestea țin foarte tare de specificul nostru național și de modul în care alegem să gestionăm resursele, să le orientăm resursele în direcțiile în care este nevoie. Și aici vreau să menționez câteva lucruri care țin de specificul național. Te rog. Trebuie să ne imaginăm faptul că la noi 80% din zona rurală în România încă este un consumator captiv de lemn. Ce înseamnă consumator captiv de lemn? Înseamnă poluare. Deci 80% din locuințele din rural nu au acces la alte resurse decât lemnul. Există consum de, deci emisii de carbon ridicate, amprenta de carbon a locuințelor noastre din mediul rural și vă invit să ieșiți din Cluj sau din alt oraș în care sunteți și să interacționați direct cu această realitate. Pe de altă parte, este o resursă foarte ineficientă și, încă un lucru, poate să fie o resursă extrem de scumpă, pentru că piața de lemn nu este reglementată și de ambuni încoace, în timpul anotimpului rece, prețurile cresc exagerat de mult, uneori depășind chiar prețurile celorlalte resurse de pe piață. Și aici intervin, mă rog, în lanț alte probleme pe care le putem avea. Ei, în PNRR, sau care ar trebui să fie strategia cea mai concretă de a angaja planuri de transformare a României în direcția pe care am descris-o înainte, dedică foarte puțin efort financiar și foarte puțin efort tehnic și foarte puține politici mediului rural. Sigur, este nevoie. Ne avem foarte multe elemente de specific național, inclusiv blocurile din perioada comunistă, da, care au provocările lor. Consumul la oraș, care este bazat foarte tare pe resursele care vin din, mai ales în orașele mari, cum este Bucureștiul, încălzirea centralizată, da, la nivel de oraș. Sunt provocări foarte specifice zonei noastre. Foarte mult efort sau efort disproporționat în direcția aceasta este orientat în direcția blocurilor de locuințe și mediului urban și mai puțin mediul rural și a locuințelor individuale care sunt oarecum uitate și puse pe seamă unor mecanisme care până acum nu au funcționat neapărat la nivelul optim. Da. Există
Anca Sinea, îți mulțumim mult pentru aceste repere, în a înțelege ceea ce se întâmplă și ceea ce ni se întâmplă. Rămânem în continuare ancorați în acest subiect și cu acordul tău te vom mai invita, vă vom mai invita pe mai mulți experți în acest domeniu pentru a vedea împreună cum evoluează lucrurile. Mulțumim foarte mult pentru discuția din această seară. Numai bine! Mulțumesc și eu! Numai bine! Domnilor și domnilor, în această ultimă parte a emisiunii noastre discutăm despre un proiect foarte interesant care propune celor care sunt de o altă naționalitate, dar trăiesc în Cluj, unii dintre ei figuri publice, foarte cunoscute în mediul rural, în mediul antreprenorial, în mediul cultural, să propună soluții pentru dezvoltarea Clujului, pentru dezvoltarea României, să prezinte modul în care înțeleg ei ceea ce se întâmplă în România, pentru că, deși provin din alte țări, cu sufletul sunt de fapt aici și consideră Clujul și România ca fiind acasă, că tot se numește emisiunea Acasă în Europa. Alături de noi îl avem pe Ingo Teghe, directorul Centrului Cultural German din Cluj-Napoca. Ingo, bine ai revenit la TVR Cluj, mulțumim că ai acceptat invitația. Bună seara, Mihnea, și mulțumesc mult pentru invitația. Plăcerea e de partea mea, cu atât mai mult cu cât de data aceasta discutăm despre un proiect, hai să spunem, cultural și acesta, pentru că activitatea ta este în domeniul cultural, în principiu. Proiectul Expats în Cluj, care, sigur, în limba română, eu am căutat ce înseamnă, dacă există acest termen. Unii spun că expats ar fi mai degrabă în limba engleză, în limba română s-ar numi altfel, dar ce este acest proiect? Și vedem deja în imagine afișul primului dialog pe care l-ai dezvoltat alături de Wouter Ayers, consul onorific al Regatului Țărilor de Jos la Cluj. Ce este Expats în Cluj? Da, este Expats în Cluj. Este o serie de interviurile în stil walk and talk cu străinii care locuiesc aici, în Cluj-Napoca, și discutăm despre relațiile, relația lor cu orașul, despre ce le place și despre provocările cu care se confruntă aici. Și intenționăm să invităm ospeți din toate mediile și naționalitățile. Și reprezentanți oficiali, profesioniști în afaceri, studenți și alte persoane. Cam câte și dese sunt aceste dialoguri? O dată pe săptămână, o dată pe lună, o dată la mai multe luni? Există un ritm anume? Da, ritmul va fi un interviu la fiecare două săptămâni. Okay. Este planul nostru. Bun, sună bine. Și aceste interviuri, tu ești gazda, tu ești cel care ia interviurile acestea, tu pui întrebările și interviurile pot fi urmărite online, atât live, cât și ulterior cei care nu au reușit să vadă în direct aceste interviuri. Nu sunt live adevărat, de fapt facem un pic mai intricut, dar numele de platformă, de channel, este XPN Live. Dar interviurile sunt pentru mine o oportunitate să conectează mai bine cu scena de expatriați, scena de străinii aici în Cluj, și conectează străinii cu clujeni. Sper. Asta este unul dintre motivele noi. Deci, asta e motivul pentru care ai acceptat să fii parte a acestui proiect, să cunoști mai bine alți străini care locuiesc în Cluj, așa cum ești și tu. Da, exact. Pentru că cred că străinii sunt un element important în Cluj. Cluj este un oraș foarte multicultural și eu sunt din domeniul cultural și mi place foarte mult.
Și cred că multiculturalitate și calitate de cultură, de mentalitate, de toate aici în Cluj, de fapt, se bazează este bazat în trecut cu mulți oamenii din etnice diferite ca românii, maghiari, germanii și multe alte. Și acum... Te rog. Și acum la fel este cu oaspeți internaționali. Și sunt beneficial pentru orașul. Deocamdată, Ingo, a fost difuzat cel puțin un interviu, da, la care a participat domnul Wouter Ayers, un prieten al nostru, un prieten al emisiunii noastre și el, care a cum a fost acest prim interviu din perspectiva ta, care, repet, ai experiență în domeniul cultural, dar e un proiect inedit pentru tine, un proiect nou. Da, este un proiect și este nu numai din domeniul cultural. Sper că vom vorbi și despre elemente economice sau elemente sociale, toate elemente importante. Și pentru mine, primul interviu a fost de fapt foarte interesant. Wouter Ayers, consulul al Olandei, este un veteran expatriat aici în Cluj și știe orașul foarte bine și are o înțelegere profundă a ceea să face orașul să funcționează. Și pentru mine a fost foarte interesant acum înțeleg rolul de unui consul mai bine, de fapt. Și sunt mai cunoscut despre prezența olandeză în oraș. Și asta, da. Ingo, ne-ai spus care sunt planurile de viitor. Mai avem doar 2 minute din discuția noastră. Timpul a zburat, okay, pur și simplu. Și aș vrea să te întreb, pentru că și tu faci parte din comunitatea, hai să le spunem, a străinilor, a expaților din Cluj, cum crezi că această pandemie a afectat comunitatea de străini din Cluj? Au plecat străini? Au rămas? Care au fost efectele? Foarte pe scurt. Ambele, cred. A fost dur pentru toată lumea și depinde în ce domeniu străinii au lucrat. Pentru studenți, cred că mai multe sunt acasă în alte țări, pentru că este posibil să studia pe online. Dar alte oameni ca eu sunt aici și sunt aici. Ai rămas. Va fi aici. Ai rămas și vei rămâne aici. Da, 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 exact, exact. Avem niște provocare aici cu situația pandemiei, toate oamenii în România, dar sunt un optimist și sper că va fi mai bine în viitor aproape. Și cred că este important să vaccineze. Este singur drum pentru victory. Da, victorie. Să vedem. Vedem într-o lună cam ce se întâmplă după aceste restricții. Ingo, mult succes cu acest proiect și cu alte proiecte pe care le ai în derulare. Și te mai așteptăm la TVR Cluj. Ne face de fiecare dată plăcere. O seară bună îți dorim. La revedere. Mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, iată că Uniunea Europeană și prin ceea ce am discutat astăzi și prin ceea ce ne-a prezentat Ingo Tegea din Aur, Uniunea Europeană nu e ceva exterior nouă. Fiecare dintre noi suntem parte a Uniunii Europene și suntem
Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi și în această seară și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. O seară bună, la revedere!